Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Începe a doua oră a telejurnalului matinal. Eu sunt Ionuț Gheorghe, iar alături de mine este colega mea, Maria Chiriță. Bună dimineața tuturor. Haideți să vedem care sunt titlurile orei. Benzina și motorina se scumpesc din nou după ce prețul barilului de petrol își continuă trendul ascendent și se apropie de $100. Zeci de transporturi de deșeuri au intrat ilegal în România printr-o rețea infracțională formată din proprietari de depozite, transportatori și intermediari care acționau în vestul țării. Detalii imediat. Nimic nu va slăbi lupta Ucrainei împotriva Rusiei, asta a declarat președintele Volodymyr Zelensky azi noapte, după ce Congresul Statelor Unite a adoptat un proiect de lege de finanțare temporară care omite ajutorul pentru Ucraina. E luni, este ora 8 și vremea